cu cea mai lungă istorie a Ligii 1. Este clar că este o mare bucurie să revezi atâta lume în tribună, pentru că după toată nebunia asta cu pandemia și cu stadioanele goale, când auzeam tot ceea ce se discută pe bancă și în teren, acum este foarte frumos să vedem și un spectacol al tribunelor. FCSB într-un 4-3-3 obișnuit ca poziționare, Vlad în poartă, Crețu, Vinicius, apare George Miron, care n-a mai jucat de 4 luni, Radunovic în flancul stâng, Octavian Popescu, Cristea și Olaru la mijloc în față, Cordea, Claudiu Cheșeru și Vali Gheorghe sunt două noutăți, iată-i și pe Tănase și pe Coleman, două piese esențiale, extrem de importante. Tănase a dat, cred că vreo 9 goluri împotriva lui Dinamo, doar doi jucători care lipsesc. Alături de ei, Panțiru și Budescu. Dinamo începe în această seară cu Enșanu în poartă, apoi în defensivă Andrei Radu, Denis Giafer, Ricardo Grigore și Costin Amzar, Itu, nou venit în ultima săptămână, Alex Răuță și Stelianu Filip, în atac Cosmin Matei, de asemenea un nou venit Gabi Dorje, vârf împins și cel mai în formă dinamovist din actuala stagiune, este vorba de Dejan Sorescu. Și primul fluier al arbitrului Ișvan Kovac. Vacarmul este teribil. Așa este, un adevărat vacar pe Arena Națională. Nu este plin, nu este un nou record de spectator cum se dorea. Sigur, să vedem această acțiune cu Vali Crețu, minge în marginea careului. Faza periculoasă în continuare. Și nu se dă penalti. L-am văzut pe Ișvan Kovac cum face semnul că nu este cazul pentru așa ceva. Un prim moment delicat pentru arbitrul Kovac. Nu asta vreau să vedem. Da, penalti, dacă a fost aici, aici. Nu poți să dai, nu poți să dai. Execută Cheșer. Ce execuție are Claudiu Cheșeru! Reîntoarcerea fiului risipitor. Edi Ordănescu trebuie să taie vițelul cel gras. Este un șut imparabil pe colțul portarului cu stângul în forță. Nici un pic de speranță pentru Eșan. Wow! Da, din nou Olaru cu fața spre poartă, deposedat însă. Itu face un meci excelent. Degajare puternică a lui Vlad, ieșit bine din poartă. Itu până acum joacă foarte bine. Echilibru în zona centrală. Intervenții defensive foarte bune și cred că încep să apară topoarele. Oh, acolo este. Acolo este cel puțin, este roșu. Este roșu din ochi și îl merita. Deci v-am spus Stelianu Filip, jucător care își pierde efectiv mințile când vede roșu-albastru în față. Este a patra eliminare a lui Stelianu Filip într-un meci contra FCSB. L-a rașchetat. L-a urmărit, iată cum s-a dus special pentru a-l ataca pe adversar. Nu știu dacă îl lovește neapărat foarte tare, parcă mai mult a sărit aici Vali Gheorghe. Da, da, intenția a fost clar. Da. Cordea pătrunde, Cordea centrează pe jos, mingea agățată acolo de Ricardo Grigore, mingea revine la Cordea, așteaptă în zonă și primește și înscrie Tavi Popescu, 2-0. Tavi Popescu înscrie din apropiere după o acțiune în care FCSB a combinat în interiorul careului mic. Se văd probabil limitele și lipsa de experiență a tinerilor fotbaliști din defensiva lui Dinamo. Păcăliți ca la juniori. E bine măcar că s-a bucurat în fața galeriei proprii. Aici încă o dată pătrunderea lui Cordea. Respinge Ricardo Grigore, Cordea din nou. E, înșurubarea asta, da, aici. Îl simte foarte bine pe Tavi Popescu, care înscrie și Popescu reușește al treilea
în acest sezon. Ricardo, gol în campionat. Da, Ricardo Grigore a fost spectator la faza asta, dar poate și mai vinovat este Răuță, care l-avea în marcaj pe Octavian Popescu, dar l-a pierdut acolo. Vedem lovitura liberă în fața porții. Vinicius! Gol! Și împinge adversarul, îl împiedică pe Itu să sară. Eu am niște rezerve în legătură cu faza asta. Împingeri de genul ăsta sunt 200 într-un meci. Vedem din nou Matei, a doua lovitură de la colțul terenului consecutivă. Minge răspunsă de Crețu și șansă de contraatac acum pentru FCSB, probabil ultima acțiune a acestei prime reprize. Cordea, poziție regulamentară. Cordea, atacat și faultat de Amzar și penalti este aici. Da, e penalti. Este penalti pentru FCSB. Intervenție neregulamentară a lui Eșanu. La cornerul precedent, Iordănescu lasă trei oameni în afara careului și iată contraatacul. Este pentru prima oară când văd un contraatac pornit de pe urma unui corner la FCSB cu trei oameni. Cordea cu piciorul stâng înscrie 4-0. După 45 de minute, mă rog, 50 cu tot cu prelungirile, în istoria partidelor sale contra FCSB, mi-aduc aminte de un 5-0 în Ghencea, dar atunci golurile la care o contribuție importantă a avut și Dăciulescu. A plecat bine, foarte bine Vali Gheorghe, încercând dribblingul, reușind dribblingul și scriind un super gol! Ce gol dă Vali Gheorghe! Incredibil! Cum e să fii gorghetă al FCSB-ului, să stai în tribună și echipa ta să dea 5 goluri în meciul cu Dinamo. Iată plecarea lui Vali Gheorghe, poziție regulamentară, primește, preia, aruncă mingea peste Jaffer. Brazilia! Este fără cuvinte, da, sigur, repet. Îi face semnul lui Cordea să se așeze pe gazon pentru a putea opri jocul. Față pentru gol! Gol pentru FCSB! Miron înscrie și el. 6-0, 6 oameni, minge deviată și de un fundaș. La 0-6. Cine va fi trecut pe foaie drept autorul golului? Una dintre ultimele oportunități pentru Dinamo, șutul de la mare distanță, dar alături expediat de Ivanovski. L-am văzut pe Kovac uitându-se la cubul din tavanul arenei. E minutul 90. Și, într-adevăr, n-a dat niciun fel de prelungire.
echipele sunt trimise la cabine. FCSB 6, Dinamo 0, cea mai categorică victorie din istoria acestui derby de România. Moment istoric pentru Edi Iordănescu, pentru jucătorii săi. 6-0 în condițiile în care, să nu uităm, Dinamo a jucat în inferioritate numerică mai mult de o repriză. Este clar că trebuie să se tragă concluziile cele mai potrivite pentru momentul acesta, pentru că, repet, Dinamo nu este, dincolo de nume, adversarul acela puternic pe care să-l fi dominat categoric și să fi distrus în această seară. Este o formație care suferă și are la rândul ei probleme. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.